conducerea Asociației pentru Protecția Consumatorilor Câmpia Turzii a premiat câștigătorii unui concurs pe tema protecției și drepturilor consumatorilor. Momentul festiv a avut loc în cadrul manifestărilor organizate de APC Câmpia Turzii cu ocazia Zilei Mondiale a Consumatorilor. La această întrecere au participat elevii de la toate unitățile de învățământ din Câmpia Turzii. Câștigătorii concursului au fost cei de la Liceul Pavel Danu, urmați de cei de la Școala Avram Iancu și elevii Școlii Mihai Viteazu. Concursul a avut și o secțiune individuală în care au fost jurizate individual cele mai bune lucrări pe teme de protecția consumatorilor. Elevii au fost atât de talentați încât trei dintre aceștia au ocupat în final locul întâi. Este vorba de Raluca Angel, Ana Maria Dumitra și Maria Mărgărițoiu, toate fiind eleve ale Liceului Pavel Dan din Câmpia Turzii. Pe locul secund s-au clasat elevele Teodora Dan și Andreea Galea de la Școala Avram Iancu. Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată de trei eleve ale Școlii Mihai Viteazu, respectiv Ioana Surdu, Lorena Măcicășan și Maria Nemet. În cadrul manifestării de la Câmpia Turzii a avut loc și o informare a unor instituții referitoare la activitatea acestora pentru a proteja consumatorul. Este vorba de un raport al Poliției Municipiului Câmpia Turzii și unul din partea Registrului Auto Român. În 2015, lucrătorii de poliție din această subunitate au acționat împreună cu organele de stat activitate în baza legislației în vigoare pentru protecția consumatorilor, la agenții economice de pe raza municipiului, cât și la persoanele ce desfășoară acte și fapte de comerț în piața Obor din acest municipiu. Au fost urmărite următoarele probleme. Respectarea condițiilor prevăzute de lege la efectuarea actelor și faptelor de comerț. Vânzarea ambulantă a mărfurilor în alte locuri decât cele autorizate de primărie. Expunerea spre vânzare sau vânzarea de mărfuri, fără specificarea termenului de valabilitate, ori cu acesta expirat. Efectuarea de acte sau fapte de comerț cu bunuri a căror proveniență nu este dovedită în condițiile legii. Cumpărarea de mărfuri sau produse în scop de revânzare de la unitățile de desfacere cu amănuntul, de alimentație publică sau alte unități similare. Modul de întocmire și de afișare a prețurilor și tarifelor, cât și categoria de calitate a produselor. Depășirea de către agenții economici a adaosurilor maxime stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Vânzarea cu lipsă la cântar sau măsurătoare. Falsificarea, ori substituirea de mărfuri sau produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de astfel de bunuri. Pe această linie, au fost organizate și executate un număr de 243 acțiuni și controle, în urma cărora au fost constatate 78 de infracțiuni prevăzute în legea 8 din 96 privind proprietatea intelectuală și drepturile de autor, legea 84 din 1998 privind mărfuri contrafăcute și legea 12/90 privind protecția consumatorilor, fiind aplicate 152 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 31.112 lei. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării produse industriale, în valoare totală de 6.120 de lei. Privind la raportare, nu știu să vă multe, deoarece s-a mai făcut o raportare la sfârșitul anului trecut, unde s-a prezentat fiecare coleg din Consiliul Consultiv, a prezentat ce a făcut anul trecut. Deci, așa concis, pe la nivel de Câmpia Turzii am avut 16 acțiuni de control, dintre care una la o reclamație. S-au dat sancțiuni pentru neconformități găsite cu ocazia controlelor de 6.400 de lei. La un service s-a dat o suspendare de activitate pentru buletin de metrologie expirate. Așa. Și s-au adus la autorizare între două firme care nu aveau autorizație tehnică în celălalt registru. De asemenea, Registrul Auto Român mai are activități de monitorizare a stațiilor interne de pe zona Via Turzii și TLB-ul, respectiv tahografe și datoare de viteză. Cam asta așa funcționează. Vineri 22 martie de la ora 19:30 va fi celebrată Ziua Părinților și Bunicilor Noștri. Ziua Persoanelor de Vârstă a treia va prilejui un spectacol coral la capela Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Vârstnici, Acoperământul Maicii Domnului. Recitalul corului Armonie al Casei de Cultură, condus de dirijorul preot profesor Sebastian Zăhan, va fi dedicat persoanelor vârstnice aflate în îngrijirea centrului. În
centrul municipiului Turda s-a deschis un nou magazin specializat în comercializarea de case de marcat, fiscale, sisteme POS, cititoare de bare, cântare electronice, etichetatoare de preț și alte produse și aparate de gen, atât de necesare majorității firmelor din comerț și nu numai. Magazinul aparține unei firme a fostului consilier local PDL Vasile Remus Miron. Acesta a declarat celor prezenți la deschiderea magazinului de birotică și papetărie. Încercăm să promovăm magazinul cu partea de birotică și papetărie. Un magazin micuț pentru oraș, pentru afacere din oraș, unde am acaparat de anii în care am lucrat majoritatea clienților și sper că prin ofertele noi să acaparăm cât mai mulți clienți. Prețurile sunt, după părerea mea, cele mai mici din zonă, din județ. Și cu ajutorul colegic să promovăm cât mai bine produsele și să avem succes în activitate. Cu toată criza, vrem să mergem înainte și să sperăm că reușim. Magazinul este situat în gangul de mai sus de fosta judecătorie Turda și oferă celor interesați sertare de bani securizate, toate tipurile de role de hârtie, produse de papetărie și imprimate tipizate, dar și caiete și ustensile școlare. Nu în ultimul rând, noul magazin aduce la comandă pentru clienții săi sisteme Apple. Noul magazin vine să întregească oferta firmei pomenite mai sus, existentă pe piață prin intermediul altui magazin deschis mai demult, situat pe Calea Victoriei. Cele două magazine se ocupă și cu serviciul aparaturii de gen, motiv pentru care clienții pot apela cu încredere unul din numerele de telefon 0264-317-900, 0741-087-747.